Mai multe alegeri greșite i-au adus sfârșitul unui bătrân în vârstă de 77 de ani. Omul a făcut greșeala de a testa butelia cea nouă cu un chibrit. Din păcate pentru el, butelia a explodat și a aprins mobilierul. Bărbatul a apucat să iasă teafăr afară, dar a intrat din nou în casă pentru a încerca să mai salveze câte ceva. De această dată, bătrânul nu a mai ieșit din imobil. Bărbatul a mers de bună dimineață la târg de unde și-a cumpărat o butelie nouă. Ajuns cu ea acasă, bărbatul a conectat-o la aragaz, apoi a făcut greșeala de a verifica racordul cu un chibrit aprins. La ce credeți că s-a întâmplat? Butelia? O... De la butelie. Să-și monteze butelia și nu a înfiletat cum a trebuit și cred că a prins chibrit să vadă. O deschis și a văzut, o vrut să aprindă chibrit să vadă dacă... Și numai de acolo. Imediat, butelia a explodat și a aprins lucrurile din bucătărie. Bărbatul a ieșit teafăr din casă, dar când a văzut că flăcările se extind, a intrat din nou în imobil în încercarea de a mai salva câte ceva. Și am văzut foc și am zis, mă, nu te băga, aruncă. El era afară? Era afară. Zic, aruncă o haină udă pe butelie. Din păcate, fumul gros și flăcările l-au răpus pe bărbat și acesta a murit în casa cuprinsă de flăcări. La fața locului s-au deplasat două auto speciale de pompieri cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. Pompierii au găsit în casă trupul neînsuflețit al bărbatului, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Focul a afectat aproximativ 90% din casă. Oamenii legii urmează să stabilească cauzele producerii incendiului și au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs tragedia.